Mai multe echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție au efectuat azi dimineață acțiuni de amploare pentru depistarea șoferilor care nu respectă codul rutier. Acțiunea s-a desfășurat pe strada Bariții, în fața Bisericii Ortodoxe, fiind prezente numai puțin de 3 echipaje de poliție rutieră. Mulți șoferi s-au ales cu amenzi, ba chiar au rămas și pietoni pentru o perioadă. Caravana filmelor TIFF pornește la drum zilele acestea pentru al 7-lea an, aducând în perioada iulie-septembrie filmele din selecția Festivalului Internațional de Film Transilvania în peste 15 orașe din țară. Caravana poposește pentru 3 zile la Carei, între 19 și 21 iulie, în parcul Castelului Caroi și propune, ca și anul trecut, câte un film în fiecare dintre cele 3 serii, informează Direcția de Cultură Carei. Intrarea este liberă. În caz de vreme nefavorabilă, proiecția din seara respectivă se anulează. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc în colaborare cu Centrul Cultural al Municipiului Carei, cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Carei.